Bună ziua, dragii mei! Sunt Laurențiu Curcă, profesor de vânzări. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o tehnică de negociere extrem de frecvent întâlnită și care se numește băiatul bun, băiatul rău. O să vă spun o poveste. Acum câțiva ani de zile lucram un proiect de consultanță cu un client al meu. La un moment dat s-a schimbat managerul cu care lucram și s-a întâmplat o chestie foarte interesantă. Managerul nou îmi cerea să fac lucruri noi sau să refac lucruri care le făcusem, în vreme ce unul dintre managerii vechi, cel care trebuia să mă plătească, să-i spun directorul de finanțe, pur și simplu nu vrea să accepte că ceea ce îmi cerea managerul nou însemna muncă suplimentară, iar muncă suplimentară însemna normal bani în plus care trebuiau să-mi fie mie plătiți. Astfel am fost pus într-o situație de corner în care unul îmi cerea și era băiat bun, cerându-mi normal, eu prestând servicii, era o veste bună, îmi dădea bani, iar celălalt nu vrea de fapt să-mi plătească ceea ce îmi cerea unul dintre ei. Asta se întâmplă la băiatul bun, băiatul rău. Hai să ne înțelegem. Deci de obicei stai la o masă de negociere, iar tu ești aici și ești simpatic și încerci să vorbești cu, aici este masa de negociere. În partea asta altă, ai doi oameni. Ai unul care este zâmbitor, băiatul bun, și ai unul care este rău, da? Și țipă la tine. Adică e cam în felul ăsta. Ăsta bun, stai de vorbă cu el, da? Ăsta rău încă n-a apărut. Stai de vorbă cu el, lucrurile evoluează bine, contractul dă să se termine, la un moment dat apare ăsta rău. Cine e domnul? A, domnul e de la firma cutare. Cine? De la firma cutare? Nenorociție! Ja! Nu mai discutăm! Ieși afară să nu te văd! Pac! Pleacă ăsta! Da? Rămâi iarăși cu băiatul bun. Băiatul bun începe. Bă, vezi și tu ăsta e tâmpit, nu știu ce are, nu te poți înțelege cu el. Hai să încercăm să cădem noi la pace, să vedem, să... Așa, asta se poate întâmpla. Tocmai v-am povestit o variantă de băiatul bun, băiatul rău, în care alternativ intră băiatul bun, băiatul rău în acțiune. Sunt și variante în care amândoi stau la aceeași masă și în care unul încearcă să se împrietenească cu tine și îți dă lucruri bune și e de acord cu tine de fiecare dată și te ajută, iar altul întotdeauna este pentru contra. Această tehnică este des întâlnită, iarăși, la orice, la poliție, oricine face interogări. Deci unul îți dă țigări, îți dă de mâncare, iar altul te amenință. Ce se întâmplă în momentul în care se face treaba asta? Pur și simplu te zăpăcești, intri în confuzie, nu mai știi ce să mai crezi. De foarte multe ori, natural, fugi de ăla care este rău și începi să te dai, începi să vorbești, începi să-l bagi mai mult înseamnă pe ăla care e bun. Și asta iarăși este o capcană, pentru că stând de vorbă cu cel care e bun, pe legea reciprocității, el îți face favoruri, tu la rândul tău faci favoruri și te trezești în situația în care dai mult mai mult decât ai vrea să dai. Iar pe de altă parte, ei știind ce rol joacă, uneori se poate întâmpla ca... Să lor să nu le convină o anumită situație care, la care s-a ajuns în cursul negocierii și atunci e rău să intervină foarte tare, să ceară lucruri îngrozitor de rele și să te forțeze practic pe tine să te retragi, iar senzația pe care vei fi avut-o nu este că partenerul tău n-a fost de bună credință și a făcut un joc cu tine, ci că tu a trebuit să te retragi pentru că a fost o decizie data. Deci, vedeți, joaca asta se întâmplă cu diverse obiective. Uneori pentru ca să te facă să fii mai bun, alteori pentru ca să te facă să te retragi. Cum se lucrează, cum se rezolvă o astfel de situație? Destul de simplu, cu sinceritate. În momentul în care ai de-a face cu astfel de oameni, da? Răspunsul care tu trebuie să-l dai e de felul următor. Din câte văd, voi aveți aici ceva probleme în a vorbi aceeași limbă. Și acum e foarte important la momentul ăsta ca tu să-ți fi notat și ce spune băiatul bun și ce spune băiatul rău și să întorci, să spui, uite, da? Ca să înțelegeți, pe subiectul cutare și faci un T de ăsta, da? Un T, și spui, pe subiectul cutare, A, băiatul bun, spune astfel, B, băiatul rău, spune ailaltă. Pe subiectul ăsta, A, spune ceva, B, spune ceva. Dragii mei, încercați, vă rog frumos, să vă lămuriți.
să cădeți de comun acord, să aveți un numitor comun și de-abia după aia veniți la mine, pentru că mie îmi place să stau de vorbă cu cineva care e serios. Și în momentul ăla ce poți să faci? Poți să faci o dezangajare, poți să ieși în discuție și să-i lași pe ei. Deci, cu alte cuvinte, ai luat pisica moartă și le-ai aruncat-o lor în curte. Deci, cel mai bun mod, în primul rând, ca să poți să rezolvi această situație de băiatul bun, băiatul rău, trebuie să te prinzi că ai de-a face cu băiatul bun, băiatul rău, trebuie să recunoști de foarte multe ori, înțelegi că ai de-a face cu băiatul bun, băiatul rău, dar nu reacționezi. Zici, da, oricum mai stau aici, da, văd că unul e bun, unul e rău, dar stau că poate lucrurile se îndreaptă, poate ăla rău pleacă de la masă, poate reușesc să trag eu oarecum lucrurile să le împing în favoarea mea. N-o să se întâmple. Cine practică băiatul bun, băiatul rău, face asta da capo al fine și te poți întâmpla să ai surprize de gen cireașa de pe tort. Când să zici că gata, ai semnat contractul, ai făcut comanda, ți se mai cere o chestie în plus, ai petrecut atât de mult timp, ai cheltuit atât de multă energie pentru ca să faci respectiva comandă, că deja o să mai cedești și o să mai dai ceva în plus de la tine, numai pentru ca să o ai, numai pentru ca să termini povestea. Deci ai grijă, cine face chestia asta, o va face în continuitate, trebuie să accepți, să admiți că ți se face și trebuie să ai curajul de a dezangaja, de a pleca, de a spune, uitați băi, rezolvați-vă voi problemele care le aveți între voi și vă rog frumos, veniți la mine în momentul în care vorbiți amândoi aceeași timp în ceea ce mă privește. Eu sunt foarte dispus să lucrez cu voi, vreau să vă ajut, dați intenție superioară, vreau să vă ajut, dar nu pot să lucrez cu cineva care unul zice hai și altul zice cea. Da? Alte idei privitoare la tehnici de negocieri, la ceea ce vi se întâmplă, la cum puteți să rezolvați astfel de situații, cu dragă plăcere, intrați pe training-vanzari.ro sau trimiteți-mi un e-mail la curca@training-vanzari.ro și cu dragă plăcere voi face ca și răspunsuri la întrebările voastre video-podcasturi următoare. Vă mulțumesc!